În video de astăzi o să vorbim despre mitul conform căruia boala parodontală nu se tratează. O să dezbatem de unde provine acest mit, care este atitudinea corectă pe care ar trebui să o ai dacă suferi de probleme parodontale și, nu în ultimul rând, care sunt cele 3 etape mari ale tratamentului împotriva parodontozei. Cea mai bună parte? Da, boala parodontală se tratează, dar probabil nu așa cum te aștepți tu și nu deodată. Sunt dr. Andrei Constantinovici, fondatorul Clinicii Denta Plus, loc unde construim o comunitate de zâmbete sănătoase și frumoase. Facem asta prin tehnologie și tratamente de ultimă generație, printr-o echipă de medici specialiști, oferindu-vă informații stomatologice pe înțelesul tuturor. Dacă suferi de parodontoză, adică ai sângerări gingivale, ai retracții gingivale, dinții tăi se mișcă, și vrei să-ți rezolvi aceste probleme, cel mai probabil o să te intereseze acest video, așa că rămâi cu mine câteva minute. Nu mi-am dat seama cât de periculos poate să fie un mit, până momentul în care am identificat mulți din pacienții mei care s-au prezentat la tratament cu o boală parodontală extrem de avansată și întrebați care a fost motivul pentru care au întârziat atât de mult vizita, mi-au răspuns, păi, credeam că parodontoza nu se tratează. De unde provine mitul ăsta? Cel mai probabil din faptul că, într-adevăr, în trecut, parodontopatia era o afecțiune mult prea rapidă și mult prea intensă pentru tehnicile de tratament existente în momentul respectiv. În prezent, însă, beneficiem de un know-how mult mai avansat și de tehnologie care poate să ne ajute să tratăm parodontoza în mod corect. Așadar, adresați-vă medicului specialist atunci când aveți probleme parodontale, pentru că războiul cu parodontoza nu este unul pierdut. Haideți să vedem puțin care sunt cei 3 pași mari de tratament al bolii parodontale. În primul rând este extrem de important diagnosticul. Pasul 1. Prezintă-te la medicul specialist. El o să-ți recomande o serie de analize și de radiografii specifice ca să-ți identifice problema și împreună veți ajunge la concluzia în care stadiu al bolii parodontale te afli. Dacă ai noroc să te afli în faza incipientă, în cea de gingivită, tratamentul este simplu, rapid și puțin costisitor. Însă dacă te afli în faza de parodontopatie avansată, atunci va trebui să treci prin niște etape mai importante de tratament. Vorbim aici despre al doilea pas al tratamentului parodontal și anume tratamentul antimicrobian decontaminant. Acesta este un tratament care trebuie să se realizeze în mod insistent, în mod progresiv și personalizat. Aici vorbim de un mix de tratamente atât pe cale generală, adică medicul îți va cere poate să iei anumite antibiotice care să acționeze pe calea sângelui la nivelul parodonțului tău, cât mai ales de o serie de tratamente decontaminante local. În primul rând, trebuie să scapi de absolut toate focarele de infecție și aici vorbim de carii, de lucrări dentare care nu se mai potrivesc cu dinții pentru că a trecut mult timp de cât ți le-ai realizat sau poate n-au fost realizate chiar corect. Toate elementele astea trebuie schimbate sau îndepărtate înainte ca medicul să înceapă efectiv decontaminarea pungilor parodontale. O să ți se realizeze un detatraj cu siguranță, o să se meargă mai apoi la curățarea mecanică a pungilor tale parodontale. Asta înseamnă că se va realiza un curetaj, o îndepărtare cu ajutorul unor instrumente metalice a mizeriei la nivelul pungilor parodontale. Și nu în ultimul rând, acest tratament mecanic va fi completat de un tratament chimic, adică spălături cu un cocktail întreg de antibiotice și de substanțe antibacteriene, precum și de un tratament fizic, adică laserul de care vă vorbeam poate în videourile anterioare dacă m-ați urmărit. Laserul este o metodă extrem de utilă în ceea ce înseamnă decontaminarea pungilor parodontale, reușește să omoare bacterii dincolo de zonele unde pătrundem efectiv cu instrumentele noastre mecanice. Înainte de apariția laserului, acolo unde nu reușeam să ajungem cu curete, trebuia să efectuăm așa numitul curetaj în câmp deschis, adică era nevoie de o operație prin care se deschidea gingia, se dădea la o parte și absolut tot spațiul invadat de microbi era curățat. Însă, de când am adoptat în clinica noastră tratamentele cu laser, frecvența intervențiilor chirurgicale a scăzut foarte mult, dispărând aproape în totalitate.
Pasul 3 îl reprezintă o etapă regeneratoare prin care se încearcă redobândirea, recâștigarea țesuturilor care s-au pierdut prin atacul degenerativ al bolii parodontale. Pe de o parte, acest tratament de regenerare are și o componentă estetică foarte importantă pentru că se reușește uneori reconstrucția conturului gingival pierdut. Pe de altă parte, tratamentul regenerator e foarte important în prevenirea recăderii într-o fază acută a bolii parodontale. Ce se întâmplă? Pungile parodontale, adică spațiul dintre gingie și dinte, deși este curățat în urma tratamentului antibacterian, nu dispare în totalitate. De asemenea, mai apar zone de retenție alimentară între dinți, acolo unde s-a retras gingia, zone care au aspect de triunghiuri negre de multe ori și care vor fi adevărate capcane pentru resturile alimentare și implicit pentru microbii care le vor urma și există, cum spuneam puțin mai devreme, riscul ca boala parodontală să se reactiveze. Prin acest tratament de regenerare se încearcă practic revenirea la situația normală de cavitate orală sănătoasă, diminuând pungile parodontale, reconstruind o gingie sănătoasă și astfel va face mult mai mic riscul de a recădea într-o fază acută a bolii parodontale. Prin urmare, cred că am înțeles împreună că tratamentul parodontal reprezintă un tratament specific prin faptul că implică perseverență. Ce să faci dacă îți dai seama că ai o problemă parodontală? Vizitează medicul parodontolog cu frecvența pe care acesta ți-o recomandă, care este o frecvență într-adevăr mai mare decât cea în cazul unui pacient care nu suferă de această boală, dar trecând peste inconvenientul faptului că trebuie să-ți vizitezi stomatologul frecvent, fii bucuros, ai o soluție pentru boala parodontală. În concluzie, dacă suferi de probleme parodontale, adică dacă ai sângerări gingivale sau dinții tăi au mobilitate și vrei să rezolvi această problemă, te așteptăm în Clinica Denta Plus. Dacă încă nu ești hotărât să ne vizitezi, dă un subscribe la canalul nostru de YouTube și rămâi la curent cu toate informațiile din stomatologia actuală. Te așteptăm în comunitatea Denta Plus.